gloria să ne împodobească pe Dumnezeul nostru care este prezent. Vă spun că cea mai mare bucurie este când atunci când vezi că Domnul lucrează și Domnul aduce suflete la mântuire. Nu este mai mare bucurie, nu contează pe cine, fraților. E important că Domnul să o proslăvim numele seara aceasta. Aici trebuie să ne vedem mici, fraților. Ca Hristos să fie mare între noi, trebuie să fie Dumnezeu. Și cred că cu toții ne-am rugat pentru frații, ne rugăm unii pentru alții, pentru că asta ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu. Eu sunt mai mic de statură, dar trebuie să fie Domnul. Cred că mă auziți. Nu voi fi nu. Nu vreau. Știți cum e? Dumnezeu a lucrat. Glorie Domnului. Cea mai mare bucurie a mea este că Domnul a lucrat. Și nu vreau să nici să fie o pricină de poticnire, fraților. Am mai fost și fratele care este Domnul să binecuvinteze și mi-a plăcut și de el că au încercat cumva să închidă pentru că s-au văzut și starea poporului, parcă nu mi-are răbdare, parcă se mișcă puțin. Când suntem în casa lui Dumnezeu, cred că cu toții trebuie să stăm, să cugetăm, să ne rugăm pentru frați, nu să-i judecăm, să ne rugăm ca Domnul să lucreze. Amin. Și spune cuvântul Domnului la Efeseni, capitolul 5, cu versetul 16 și 17. Zic, dar umblați cărmuiți de Duhul și nu împliniți pofta firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii. Sunt lucruri potrivnici unii altor, așa că nu puteți face tot ce voiți. Noi ca oamenii lui Dumnezeu nu putem face tot ce vrem noi, fraților. Noi ca oamenii lui Dumnezeu trebuie să fim un exemplu înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Nu putem trăi și cu lumea și cu Domnul. Nu putem merge pe două căi, fraților. Trebuie să ne luăm o cale. Nu mai trăim cum trăiam odinioară, fraților, în lume. Pentru că noi suntem al lui Hristos. Și am lepădat totul, tot ce este lumesc, firesc. Nu mai trebuie să locuiască noi, fraților. Lucrul ăsta trebuie lepădat și îndepărtat. Lucrurile care nu zidesc, fraților. Lucrurile care n-aduc zidire, îndepărtați-vă de ele. Dumnezeu să ne ajute să luăm învățătură sănătoasă, fraților. Să încercăm să fim și o lumină în familie. Pentru că aici noi suntem speriți când suntem în casa lui Dumnezeu. Ne dăm poate drept alții. Pentru că poate fratele Romeo vă cunoaște așa că veniți în casa lui Dumnezeu. Dar Hristos vă cunoaște mai bine în căsile voastre ce faceți. Hristos vă cunoaște mai bine ce faceți pe stradă. Hristos este acela care vă știe și mă știe și pe mine. Ne cunoaște pe fiecare în parte. De aceea, zic, lăsați lucrurile lumești. Lăsați lucrurile firești. Că spune Ioan, cine iubește lumea și ce este lume, dragostea Tatălui nu este în el, fraților. Pe noi nu trebuie să ne mai alegem lucrurile din lume. Noi dacă ne-am luat o hotărâre că slujim pe Hristos, trebuie să slujim din toată inima. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta, frații. Dumnezeu să ne dea putere să ne apropiem de Hristos, de Cuvântul lui Hristos, ca să ne lumineze, să putem merge drept pe calea lui Dumnezeu, să putem face voia lui Dumnezeu, fraților. Știți cum suntem noi, pocăiții mai nou? Spun în general, ca să înțeleagă toată lumea. Aici, în biserică, suntem sfinți. Iar afară, cum suntem, fraților? Doamne, ai milă de noi. Amin. În familie, cum ești? Mai ești sfânt? Doamne, ajută-ne să fim sfinți în familie, să fim lumină și în familia noastră. Dumnezeu să ne ajute la aceasta, fraților. Nu vreau să fiu lung, am zis, nu vreau să fiu o pricină de poticnire. Nu vreau să mă judece un frate, poate că vorbesc prea mult. Eu sunt cel mai bucuros că Domnul a lucrat în seara aceasta. În seara aceasta Domnul și-a proslăvit numele și nu este mai meritul nostru, este meritul Tatălui care a lucrat. Este meritul lui Hristos care a dus suflete la mântuire în seara aceasta. O bucurie în care a lăsat-o Hristos. De aceea se cade să-i mulțumim lui Hristos. Să venim cu mulțumire înaintea lui Hristos. Să-i dăm slava cuvenită lui Hristos. Împodobească gloria! Asta vrea toată de la noi, fraților. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Mă voi limita la aceste cuvinte. Am spus, nu vreau să fiu lung. Nu vreau să mă arăt că-s mai bun ca frații, că vezi, Doamne, eu sunt fratele Costi, vin din Italia și-s presbiter. Nu! Noi suntem frați, suntem
frați și suntem copii al lui Dumnezeu. Amin. Noi să fim conțigani. Trebuie să facem voia lui Hristos și să cerem înțelepciune de la Dumnezeu. Ca să putem face voia lui Hristos. Așa cum ne vrea Hristos, fraților. Haideți să ne ridicăm în picioare. Așa cum a spus, nu voi fi bun. Și aș dori să facem o rugăciune fierbinte. Aș dori să venim cu mulțumire înaintea lui Hristos. Să-i mulțumim lui Hristos pentru seara aceasta, pentru sufletele acestea care au venit. Să ne rugăm pentru ei ca Domnul să țină statornic pe cale. La hotărârea care au luat-o frații și ne-am rugat pentru ei. Ca Domnul Iisus, din clipa aceasta, să fie cu ei, cu familia lor, cu corpul. Din clipa aceasta, protecția, armătura Duhului Sfânt să fie peste ei, peste corpul lor. Ca Domnul Iisus să le dea putere. Pentru că vor veni valuri. Să știți că voi acum, cei care v-ați predat, ați declarat război satanic. Să știți că vrășmașul se va lupta mult. Dar voi să cereți protecția și sângele Iisus Hristos peste voi. Și Hristos vă va da putere. Vom intra în rugăciune și vă mulțumim lui Dumnezeu. Amin.